Incidentul s-a petrecut noaptea trecută la intersecția dintre bulevardul Tudor Vladimirescu și strada Călăraș. Martorii spun că au văzut cum femeia a fost lovită de un taximetru care și-a continuat drumul. Victima a acuzat dureri în zona capului, așa că martorii au chemat ambulanța. Vă zic că s-a văzut aici și-a de cap și că o lovit la cap și la picior aici și-a lovit și da, nu mă aflai. Pe urmă a venit de acolo încoacea și era acolo în partea aia. A avut loc un accident de circulație în care a fost implicat un pieton și un conducător auto. La fața locului nu a fost identificat conducătorul auto. Nu au trecut însă nici 20 de minute de la accident și oamenii legii au reușit să dea de urma conducătorului auto. Acesta a recunoscut că a auzit un zgomot ciudat atunci când a acroșat femeia, dar a văzut că victima s-a ridicat, astfel că și-a continuat drumul. Da? Am băgat mașalier. Ați dat cu spatele la mașalier? Da, am venit cu mașalierul că am avut aici. Până unde ați venit? Până exact aici. Exact, da? În zona asta aici, la colț. Așa, până în colț. Și aici era băiatul cu bicicleta aici, vrea să facă dreapta. Așa. Eu am dat, eu veneam pe avarii, normal. Așa. Am venit pe avarii, n-am văzut un oglindă, eram cu mâna pe scaun, normal, cum se face pe scaun. Așa, și? Pur și simplu am auzit că mi-a zis băiatul, bă, și am dat în frână. Femeia a avut totuși noroc. Medicii spun că rănile nu-i vor pune viața în pericol. Pacienta e cu stare generală bună. În urma traumatismului, afirmativ accident rutier, prezintă o contuzie la nivelul genunchiului și la nivelul gleznei. Conducătorul auto se poate alege cu un dosar penal pentru că a părăsit locul faptei și poate primi până la 6 ani de închisoare.